este și bunica Lucia, care l-a văzut imediat după bătaia cruntă. Și e important să vorbim cu doamna Ioan, Nicuța Ioan se numește, pentru că ea ne spune cum a venit băiatul acasă. Înțeleg că Andrei este crescut de doamna Ioan. Doamnă, cum v-ați pomenit cu Andrei acasă? O plecat să întâlnească cu o prietenă lui la autogare, dintre care eu n-am mai știut nimic de el. Am sunat pe telefon, nu mai răspundea. O venit acasă amețit, cu capul umflat și cu mâna ruptă, umflată. L-am așezat pe pat, l-am întors pe o tătea cu fața în sus și plângea tot timpul, că îl doare capul și se ținea cu mâna de cap. Eu l-am întors cu fața, am văzut că îl bufnește sângele, l-a bufnit sângele pe nas. L-am întors cu fața la margine. Că m-am gândit în felul meu, așa, ce-am zis, că dacă eu îl las cu fața în sus, face emoragie internă și moare. Doamna Ioan, dar de ce n-ați chemat o salvare? Nu era mai bine să faceți așa? Chemam o salvare, dar tremuram, toată, nici nu mai știam ce să-i fac și cum să fac. El mi-a spus că pot la spital. Normal. V-ați pierdut cu firea. Nu. Au fost la spital și că domnii de acolo, cine ar fi fost de servici, nu, v-au spus că lasă, că te bine. L-au luat în râs, nu l-au crezut. Da. Iar cu domnul de la autogare, noi nu-l cunoaștem, nici el nu-l cunoaște, nu-l cunosc nici eu. Eu mi-am spus așa, că nu trebuia să-l bată, că domnii când au venit, că el declară că au avut cuțit la el băietul, dar nu au avut cuțit. Că domnii când au venit poliția, l-au căutat prin buzunare și nu i-au găsit niciun fel de cuțit. Atâta am spus că nici nu știu cine este omul. Da, au venit la autogare. La autogare a venit poliția? Da, pentru că au chemat cei de la autogare poliția. Au venit la autogară, l-au căutat pe buzunare, n-avea niciun cuțit, exact cum declară șeful de la autogara, șeful autogării, din nu-l cunosc, nu știu cine. Domnul de la autogară a spus că l-a bătut că avea cuțit și era frică de el. Nu avea, doamna mea. Am înțeles că nu avea. O clipă, doamna mea. Stați o secundă, doamnă dragă. Colegii noștri au stat de vorbă cu domnul Constantin Tudorici, șeful autogării din Tecuci. Haideți să vedem ce a avut de zis. Am fost sesizat la dispecerat angajatul nostru că în sala de așteptare se află un individ în stare de ebrietate care agresează atât verbal cât și amenințând public călători să vină să facă ceva, întrucât ei erau foarte agitați, foarte speriați pentru ceea ce se întâmpla la ora respectivă. Erau foarte mulți eleve care erau foarte speriați pentru că erau amenințați, înjurați. A venit dispecerul de acolo și a constatat că cetățeanul nu era în stare de ebrietate, l-a rugat foarte frumos, i-a vorbit frumos să părăsească incinta autogării, el nu a vrut, a protestat, a fost și lovit salariatul nostru și a fost amenințați. A fost amenințați pentru că, spunea, are un cuțit asupra sa. Salariatul respectiv a căutat să îl imobilizeze, el fiind în stare de ebrietate, a căzut jos, după care a fost lovit. Nu trebuia procedat cu brutalitate, să fie lovit cetățeanul respectiv, trebuia predat organelor de poliție, fapt ce s-a și întâmplat. El a procedat la fel și la spital. A spart geamuri acolo și după aia a dispărut, acesta fiind geamul pe care l-a spart respectivul individ și a amenințat că îi taie cu cioburile de la această ușă. El, după ce s-a sculat de acolo și a dat seama de ceea ce a făcut, a început să plângă și l-a luat în brațe pe salariatul nostru și rugându-l să-l ierte că și-a pat mâna. Bun, deci lucrurile sunt un pic mai serioase de atât, cu geamuri sparte și la autogară și la spital. Două beri. Da, eu mă gândesc așa. E adevărat ce spune? Două sticle, dar nu știm ce era în ele. Okay. Acolo la autogară nu există serviciu de pază? Adică domnul care l-a bătut e de la pază. Era dispecer, am înțeles, că a fost chemat dispecerul, că era o persoană care i-a dat cu picioarele în cap când era jos. Da, la asta mă gândesc. Adică, Andrei, ne mai auzi? De ce trebuia să vină domnul dispecer și nu pază? E adevărat ce spune domnul? Nu mai ține minte. Doamna, nu e adevărat ce spune domnul. Geamurile alea le-ai spart tu, Andrei? Sau speriam. geamurile alea le-ai spart tu? Nu mai știe. El nu-și amintește. Deci putea să fi făcut orice, că nu-și amintește. Am înțeles. Deci belelele care le-ai făcut nu ți le amintești. Vreodată ai luat vreo amendă de la poliție pentru comportament din ăsta, ne la locul lui în public, pentru scandaluri, pentru... Nu, public, așa, tangenție cu bătăile am mai avut înainte, în trecut, dar nu are rost să mint. Așa, păi oricum se află, îți dai seama. Da, am mai avut înainte, dar toate problemele care le-am avut înainte, nu mai am treabă cu nimeni și acum asta e noua problemă. Ai fost vreodată judecat pentru violențele astea? Cred că doar amendă pe legea 61. A, și judecat. Da, ai fost judecat? Nu mai știe, că avut două beri de unde să doar amendă. Ale dracu, beri că șterg memoria. Nu, da, vorba lui Puberu, dacă erau la 2 litri berile, se schimbă situația. Puțin. Avem o legătură telefonică directă. Este soția domnului care l-ar fi bătut pe Andrei și vrea să intervină, se numește Rodica. Bună seara, doamna Rodica. Bună seara. Sărut mâinile, doamnă. Vă ascultăm. Bună seara. Care este versiunea dumneavoastră? A soțului, de fapt. Versiunea soțului, da, corect. În primul rând, băiatul care a fost bătut de soțul meu nu este așa cum se spune la televizor, necăjit sau eu mai știu cum. Puneți-l să-și dea bluza jos, să vedeți că este tatuat, este tăiat, scrijelat pe piele. Dar de unde știți? Mărunt, doamnă, și eu sunt plin de tatuaje. Da, și eu am tatuaje. L-ați văzut gol de tăiat, adică iertați-mă. Fiecare seară. Dacă-i după tatuaj. Scuză-mă, te rog, dar este tăiat, scrijelat. E irelevant, doamnă, nu cu asta, dar nu era asta primul argument. Da. Lăsați-mă să vorbesc. Dar nu vreau, doamnă, să vă las. Nu vreau. Pentru că totul dumneavoastră îi dădea cu piciorul în cap când el era jos. Vă inflamați prea repede. Hai să ascultăm, vă rugăm. E dreptul doamnei să vorbească, e partea... Să vorbească, dar nu să mintă. Da, vă rugăm, vă ascultăm, doamna. Haideți că sunteți un argument în care tatuaje. Spuneți altceva, căutați ceva mai profund. Deci, doamnă, soțul dumneavoastră l-a bătut pentru că e tatuat? Lui de Facebook și vedeți... Ce contează, doamnă? Ce contează? Doamna Mitoșeru, vă rugăm, hai să o ascultăm. Să mă agresați și tăiați pe piele de un agresor care este luat în vizor de poliție. Să ne vină copiii acasă de la... Doamnă! Doamnă! De ce l-a bătut soțul dumneavoastră? Soțul dumneavoastră l-a bătut pentru că e tatuat? Avea cuțit la el și a fost frică să nu-l înjunghe, să vină înjunghiat acasă. A agresat-o pe doamna de la bar, a agresat copiii de acolo. Da, și da, curajos soțul, adică mă gândesc... Bun. Acum, o clipă, doamna Rodica. Acum vreau să vă spun un lucru. Andrei nu-și amintește nimic. E posibil, putem să ne gândim că e posibil să fie avut un cuțit. Indiferent, trebuia să cheme poliția. Stai un pic, că spune că l-a căutat poliția și n-avea. Da, ascuns, l-a aruncat. Dar eu aș vrea să... Nu s-a găsit, doamna... O fi amenințat, am cuțit și vă tai pe toți. Dar n-a fost găsit cuțitul. Și copilul, mă rog, îi zic așa că e un băiat foarte tânăr. În imaginile pe care le avem noi, el e căzut la pământ inconștient. Ascultați-mă și pe mine, vă rog. Și soțul dă în continuare el fiind la pământ, adică mi se pare prea mult bun. Și soțul dumneavoastră dă cu piciorul într-un om căzut. Înseamnă că avea o altercație mai veche. N-avea de ce să dea atât de mult în el. Era la pământ, la revedere, nu mai băta după. Doamna, eu vă ascult. Da, eu vă ascult. El a fost bătut și de băieții de peste drum de la bar. El a venit băut. El era drogat și căuta scandal. Nu știți dumneavoastră dacă era drogat sau băut. Dar de unde știți, doamnă, că era drogat? Doamna Mitoșeru, să... Doamna, eu în primul rând... Avea un comportament ciudat. Dar soțul e acasă, nu vă spărați. Soțul dumneavoastră...